Bine ai venit la lecția de șac, programul de pregătire de la zero la maestru. Mulți începători nu cunosc cum se execută rocada. Alții se întreabă ce rol are rocada într-o partidă de șah. Dacă vei urmări acest video până la capăt, vei afla mult mai multe lucruri despre rocada. Scopul acestei lecții este de a te învăța să efectuezi rocada corect. Când se poate sau când nu se poate efectua rocada și rolul rocadei în partida de șah. Acest video este o sinteză a lecției numărul 8 din primul modul de pregătire al programului de la 0 la maestru. Dacă vrei să știi mai multe despre acest program, intră pe pagina noastră oficială. Rocada poate fi efectuată de fiecare jucător o singură dată într-o partidă. Rocada este o mutare combinată a regelui și a turnului, fiind considerată o singură mutare. Ea se execută în felul următor. Regele părăsește câmpul său inițial și se deplasează în direcția turnului cu două câmpuri și numai după aceea turnul situat în partea înspre care s-a deplasat regele se mută dincolo de rege, alături de el și totdeauna pe aceeași linie. Atenție! Când efectuăm rocada, mutăm prima dată regele, două pătrățele și pe urmă turnul. Regele din E1 se deplasează două câmpuri până pe câmpul G1, iar turnul va ajunge pe câmpul F1. Regele negru din E8 se deplasează două câmpuri până la G8, iar turnul din H8 Va fi mutat la F8. Aceasta este rocada mică. Rocada mare se execută mutând regele în cealaltă direcție, înspre turnul din A1, respectiv A8. Regele mută tot două câmpuri până la C1, iar turnul din A1 va fi deplasat trei câmpuri și va ocupa câmpul D1. Regele negru va pleca din câmpul E8 și va ajunge pe câmpul C8, iar turnul din A8 va ajunge pe câmpul D8. Aceasta este rocada mare. În continuare vom vedea când nu putem efectua rocada. Sunt câteva cazuri speciale în care nu se poate efectua rocada într-o partidă de șah. Primul caz. Nu putem efectua rocada dacă am mutat regele din poziția inițială. Chiar dacă am mutat regele din poziția inițială și am revenit cu el în poziția inițială, nu mai putem efectua rocada. Din acest motiv, este foarte important să nu mutăm regele fără rost. Regula numărul 1 spune că nu putem efectua rocada atunci când am mutat regele. În această poziție regele alb se află pe câmpul E2. Poziția inițială a regelui este câmpul E1. Albul nu poate efectua rocada. La fel, regele negru nu se află în poziția inițială, care este câmpul E8. El se află pe câmpul D8. În această poziție, niciunul din adversari nu poate efectua rocada. Regula numărul 2 spune că nu putem efectua rocada dacă am mutat unul din turnuri. Putem efectua rocada cu acel turn pe care nu l-am mutat până atunci. Concret, turnul din H1 este mutat, deci nu putem efectua rocada mică, dar putem efectua rocada mare. Pentru negru, turnul din A8 este mutat, el nu poate efectua rocada mare dar poate efectua rocada mică. Regula numărul 3. Rocada nu poate fi efectuată dacă unul sau mai multe câmpuri intermediare situate între rege și turnul care face rocada sunt ocupate de piese, indiferent dacă sunt piesele noastre sau piesele adversarului. Din acest motiv, înainte de a efectua rocada, trebuie să eliberăm câmpurile dintre rege și turn respectiv să mutăm calul, nebunul sau dama din poziția inițială. În această poziție, albul nu poate efectua rocada mare, deoarece există calul între rege și turn. El poate efectua rocada mică. Negrul nu poate efectua rocada mică, deoarece există nebunul între rege și turn. În schimb, Negru poate efectua rocada mare. Regula numărul 4. Rocada nu poate fi efectuată dacă regele se află în poziție de șah. Când regele nostru este atacat, este interzis să efectuăm rocada. Înainte de a efectua rocada, trebuie să eliminăm șacul de pe tabla de joc. Eliminarea poziției de șac se poate face prin trei metode. Eliminarea piesei atacatoare, Interpunerea între regele propriu și piesa atacatoare a unei piese proprii, sau 3. Mutarea regelui. Toate aceste lucruri le vom învăța în lecția următoare. Albul nu poate efectua rocada în acest caz. Dacă el va muta pionul la C3, acțiunea nebunului asupra regelui este oprită în pionul C3. Regele este liber să efectueze rocada. După mutarea nebun C5, albul efectuează rocada mică. Regula numărul 5. Rocada nu poate fi efectuată dacă regele trece printr-o zonă controlată de o piesă adversarului sau ajunge pe un câmp controlat de o piesă adversarului. Cu alte cuvinte, rocada nu poate fi efectuată dacă regele se află în șac, ajunge în șac, sau trece printr-o poziție de șah. În această poziție, albul nu poate efectua rocada mică, deoarece nebunul din C4 controlează câmpul F1. Regele ar trece printr-o poziție de șah. Albul nu poate efectua nici rocada mare, deoarece câmpul C1 este controlat de calul din B3. Negrul nu poate efectua rocada mică, Deoarece nebunul din C5 controlează câmpul F8. În schimb, el poate efectua rocada mare. Am învățat cum se poate efectua rocada și mai ales când nu se poate efectua rocada. Acum am să vă explic rolul rocadei în partida de șac. Mulți jucători începători se întreabă de ce este atât de importantă efectuarea rocadei. Înainte de a trece la concluziile acestei lecții, vreau să vă explic importanța rocadei în partida de șapte. Prin efectuarea rocadei, reușim să facem două lucruri în același timp. Primul și cel mai important lucru este punerea la adăpost a regelui în spatele pionilor. Pionii, împreună cu calul, formează cea mai bună apărare a regelui de atacurile pieselor adversarului. Al doilea lucru important în efectuarea rocadei este aducerea turnului pe una din coloanele centrale ale tablei de șac. Ca regulă principală, o partidă de șac se desfășoară în următorul scenariu. Va începe o luptă pentru ocuparea centrului cu ajutorul pionilor, după care vom activa nebunii și caii pe poziții centrale. În cazul unei lupte corecte din punct de vedere a ambilor adversari, pe cel puțin o coloană centrală, pionii vor dispărea, iar acea coloană se va deschide. Știm că turnul are o acțiune liniară pe linie și coloană. Valoarea turnului este dată de posibilitatea lui de a ataca pe o linie sau pe o coloană deschisă. Din acest motiv, efectuarea rocadei este o mutare ideală pentru turn, deoarece acesta va ajunge foarte iute pe una din coloanele pe care nu se află pion. Jucătorul de șah care reușește să controleze și să câștige o coloană cu turnurile, își creează un mare avantaj în jocul de mijloc sau în finalul partidei. Aceste noțiuni vi se par un pic abstracte în acest moment, deoarece nu cunoașteți multe despre jocul de șah. În programul de pregătire de la zero la maestru vei găsi foarte multe informații legate de acest subiect. Dacă vrei să te perfecționezi în șac, nu ezita să accesezi programul nostru de pregătire. Nu voi termina această lecție fără să îți adresez trei întrebări. Observăm că turnul din H1 este atacat. Poate efectua albun rocada mică în această poziție? Dar rocada mare. Negru poate efectua rocada. Te rog să îmi scrii în comentariile aceste lecții răspunsul tău. Îți mulțumesc că ai vizionat această lecție de șac. Nu uita să te abonezi la canalul nostru și să intri pe platforma noastră unde vei găsi tot ce vrei să afli despre șah. Pe curând!